Iubiții mei, Hristos se naște, slăviți-L! Este așunul Crăciunului, ziua de mare emoție și așteptare pentru o întreagă lume, dar mai cu seamă pentru copiii noștri dragi, și asta pentru că știm cu toții că bucuria colindului, bucuria darului este dovada clară a faptului că Dumnezeu ne iubește. Și dacă tot vorbim de venirea lui Iisus și a lui Moș Crăciun în această noapte, aproape că nu poți să stai așa liniștit în scaun ca om, fără să încerci să participi și tu la această mare minune. De aceea am lăsat astăzi toate grijile noastre și dedicăm ziua de astăzi copilul nostru orfan. O fain, dragi, că eu l-am uit mămicile, celor cărora, mă rog, nu rămas pe lume decât Dumnezeu și dumneavoastră, oameni dragi pretutindeni. Și am decis să mergem la ei, încât vreau să fiți lângă noi astăzi și să vă bucurați. Hai să facem astăzi, să fim părtași toți la această mare minune a nașterii lui Iisus, care revarsă în lume bucuria și dragul. V-am pupat, ne vedem când ne întâlnim! Doamne ajută! Țineți frumoși de acolo să vedeți ce minune avem aici, da? Bună copii! Doamne ajută! Ce faci, Valentin, frumos? Ce faci? Avem treabă multă astăzi, deci să începem aici cu ce putem noi, nu? Cu ce putem. Ia să vedem. Acolo sunt pachetele pentru aceste daruri. Le-a trimis Dumnezeu din cer, pentru că acolo în cer se află mămica Veronica. Și a trimis darul acesta la voi, pentru aici, da? Nu, moșu, nu, a trebuit Dumnezeu din cer, de la mama voastră, vine ca aceste daruri, da? Ce, Valentin, să mai știi puțin, Valentin. Povești, hai, și tu? Nu, lasă că ți dau altceva. Ia și tu asta. Hai, atenție laterală, îndată volanul! Nu știu, avem o imagine foarte deformată despre Moș Crăciun. În România, moșul vine cu dulciuri și jucării. Băi, oameni buni! La noi, România, la Iași, la Glasul Vieții, moșul vine cu lemne, cu curechi, cu fasole, nu? Fasole și un de lemn, pe care vine și fudulia, o hăinuță, un dulcic și așa. Nu se poate avea. Sunt cinci copii aici, cinci copii care sunt înțeles de un tată, care muncește. Ia uitați, dragilor, hăinuțele voastre, geacă, ghete, GLV. Nu e alea noastră, dragă. Hai, Doamne, ajută. Ștefan, e al meu, nu? Așa că, dacă ne ajutați și dărâm iubire împreună, facem o mare. Uitați, frumos, cum cresc cu Dumnezeu împreună, da? Doamne, ajută!